Hei, bună! Eu sunt Anca și bine v-am regăsit la un nou video! Iar astăzi avem un nou unboxing Oriflame, cel al campaniei cu numărul 9, campanie ce a început pe data de 23.06 și durează până pe 12.07, acesta fiind catalogul campaniei acestea, pe care o să vi-l las ca de obicei și în descriere. Puteți să-l răsfoiți, să vedeți dacă vă place ceva. Vă puteți comanda voi direct de pe site, puteți apela la un consultant, fiecare cum dorește. Iar aici, lângă mine, mai am și catalogul campaniei cu numărul 10, campania de luna iulie, așa, pe data de 13 iulie va începe. Și este așa foarte verde și fain, dar despre el o să discutăm la momentul respectiv, când îi va veni și lui timpul. Iar aici, lângă mine... Rar se întâmplă la mine, dar de data aceasta am colețelul, am cutiuța, nu am umblat eu foarte mult în ea, doar am scos un fond de ten pe care l-am și dat între timp. Și o să începem să nu mai fornesc eu și o să le iau de aici cum le nimeresc. Nu sunt foarte multe produse, n-am avut o comandă foarte mare de data aceasta ca număr de produse. Și în primul rând ce am găsit aici lângă mine, am găsit... produsul care apărea la înlocuirea acelor taxe de manipulare și de livrare și este o eșarfă, cred că 25 de lei era parcă. Și o să scot eu doar puțin așa să vă arăt, este așa foarte colorată și înflorată. Nu o voi desface deoarece nu o voi păstra, sinceră să fiu, o voi ține să o ofer cadou la un moment dat, pentru că am destule eșarfe încât să o mai țin și pe ea, sinceră să fiu, nu am ce să fac cu atâtea. Apoi, că vă spuneam de fond de ten, este la ofertă acest fond de ten de la Giordani Gold, cel Age Defying Serum Boost Foundation, este la 48 de lei în catalog, dar pentru consultanți există un program și le puteți lua o idee mai ieftine, așa că dacă am avut unul pe comandă, am profitat de ocazie și mi-am recumpărat și eu unul, ambele au fost în nuanța Ivory Cool. Eu am terminat deja, aveam două comandate la un moment dat, când a apărut de fapt, am terminat deja unul, cred că vi l-am și arătat, dacă nu mă înșel, într-un video de Empties. Mi-a plăcut, motiv pentru care a venit din nou la mine, desigur, pentru perioada când vom mai scăpa așa puțin de căldură, pentru că da, a venit într-un final și căldura și dacă mai încep să fac așa pe aici, am geam închis lângă mine pentru că nu se auzi zgomot de afară și mă topesc efectiv, mă topesc puțin mai mult de cald. Pe comandă am avut iarăși acest Tender Care, este cel cu mentă și este la 9 lei în catalog și este al mamei mele, așa că îl voi desface. Vreau să văd nuanța cutiuței, care da, desigur, este ca cea a ambalajului. Na, este micuț, drăguț, eu cred că vă mai spuneam sau nu știu exact dacă am menționat prin un video. Este un produs foarte fain, dar pe mine una mă enervează atunci când îl iau din recipient, că mi-intră pe sub unghie și... Asta mă face să nu le folosesc, sinceră, să fiu foarte mult, dar el ca produs este super fain și știu că toată lumea îl laudă, da, și mie îmi place, dar mă enervează acest mod de a lua produsul din ambalaj efectiv. Tot pe comandă am și un rimel din acesta de sprâncene, este cel despre care vă mai spuneam eu că este preferatul meu, sau mai bine spus, unul dintre preferatele mele, este nuanța medium brown și îl găsiți la 23 de lei în catalog. Sinceră să fiu, mă uitam și eu să-l mi-l iau, dar am zis că ok, am destule produse pentru sprâncene în acest moment și așa că, ok, când mai termin din ele, atunci o să-mi cumpăr, dar este un produs super fain care mi-e place super mult, doar că i-au schimbat ambalajul. Practic toată gama de One, așa ușor-ușor și-a schimbat ambalajul, desigur și acesta. Un alt produs pe comandă este acest rimel de la Giordani Gold, este cel Incredible Length Potion Mascara, este și la ofertă, dacă nu mă înșel, e doar 28 de lei în catalog și este acesta cu acest căpăcel așa foarte cu dungulițe, să-i spun. Nu mai știu sigur, știu că l-am avut și eu la un moment dat într-un set, dar nu mai știu dacă pe el l-am păstrat sau l-am făcut cadou. Mi-am cumpărat un set din acesta de stilizare a sprâncenelor, cred că îi spune, este 15 lei în catalog. Cred că acum a apărut, dacă nu mă înșel, în această broșură și are așa două produse. O perie din aceasta
și cu lama, are și lama și are și două tipuri de periuțe pentru a pieptăna sprâncenele și o lamă așa separată. M-a atras sincer să fiu, mă uitam după ceva timp să-mi iau și un set de genul acesta să îl am și să încerc să-l folosesc, dar acesta mi-a plăcut cel mai mult pentru că avea și aceste periuțe și am zis că ok, hai, sper că sunt utile. Ca prețul, sincer să fiu, cam la ce m-am uitat eu, toate erau cam pe acolo, așa că 15 lei plus reducerea de consultant, desigur, nu mi s-a părut un preț wow și exagerat. Chiar mi s-a părut un preț foarte ok. Ce mi-am mai luat? Mi-am luat la finalul catalogului, este o ofertă dacă aveți comandă de anumite produse, cred, imediat să nu vă mint eu. Da, la comandarea oricărui produs de la paginile 100-129 puteți achiziționa acest gel de după plajă, de după expunerea la soare, cu doar 15 lei. Eu nu sunt foarte, foarte, foarte mare fan așa produse din acestea de visele aplici, dar am zis că o chestie de genul acesta, pentru că vreau să-l țin în frigider și am mai încercat eu în anii trecuți cu spray-urile de corp să le țin în frigider și nu știu, nu cred că a fost prea potrivit pentru ele, pentru că mi se înfundau pompițele. Așa că am zis că cel mai probabil un produs așa tip gel să mă ajute și să-l pot ține la frigider, să-l am rece, ca atunci când am nevoie și vreau să-mi răcoresc pielea și să îl aplic, să fie rece, dar desigur să poată fi și folosit, pentru că nu aș fi vrut să mai pățesc încă o dată la fel cu cele tip spray. Apoi un produs care apare în coșul de cumpărături atunci când plasați comanda este acest set de 5 mostre din gama Novage Bright Sublime. Iar eu nu l-am șters, îl puteți șterge desigur. Nu l-am șters pentru că am zis că ok să îmi iau acest set de mostre și mi-am luat aminte cu această ocazie că mai am unul desigur și cred că va fi de ajuns să testez această gamă pentru că tot vreau de ceva timp să-mi iau un set din acesta Novage, v-am mai tot spus eu. Dar mai am alte produse, în fine, nu se aliniază încă astrele în favoarea lui, dar genul acesta de set mi se pare foarte fain, mai am încă unul, eventual le pot lua și prin ceva călătorii, este doar 5 lei setul și mi s-a părut chiar ok din acest punct de vedere. Și dacă tot suntem la produsele pentru ten, ce mai am aici? Mai am un client din acesta cu programul, factura, ok. În cutie nu mai am nimic acum, dar mai am aici lângă mine trei produse din gama Optimals și le-am luat pentru că o să fac o combinație acum între partea de review pe care o mai fac eu în unboxing-uri de ceva timp și partea de unboxing, deoarece se pupă cumva între ele, pentru că mi-am achiziționat crema de față, cea de zi din gama Urban Guard 3D și pe cea de noapte. Asta deoarece aveam mostrele pe care le-am luat atunci când s-au lansat produsele în catalog și le-am folosit între timp și vreau să vă spun că, deși mi-au ajuns pentru o singură dată, am rămas uimită de cum era tenul. Seara am aplicat mostra aceasta și a doua zi dimineața am folosit-o pe cea de zi și chiar am fost super uimită de cum era tenul și cum se simțea, cât de moale, cât de catifelat, cât de hidratat. Eu vă mai spuneam că am început în ultima vreme, nu de la Oriflame, de la Elmiplan, să folosesc cremă de seară tot așa pe partea aceasta de Urban Protect și mi-a plăcut, așa că dacă mi-au plăcut super mult aceste mostre, am zis că da, este ok, este timpul, este momentul să-mi cumpăr și aceste creme, pentru zi chiar mai aveam nevoie să mai iau o cremă. Cea de zi vine așa, în cantitate de 50 de mililitri și vine în tub din acesta. O să vă spun eu imediat și prețurile, dar nu are miros, sigur știam și acolo, pentru că na, dacă le-am încercat. Dar 40 de lei este crema de zi, 40 de lei este crema de noapte în broșură. Cea de noapte vine așa în borcanel din acesta de sticlă și foarte fain are această etichetă. Tot 50 de mililitri are și ea. Și vă spuneam că o să vă spun de o ofertă, deoarece mi-am mai luat și acest ser din gama Hydra Radiance. Eu l-am mai avut în ambalajul vechi. Și mi-a plăcut super mult, m-am înțeles super bine cu el, este așa tip gel, îl foloseam și dimineața și
seara, așa că da, l-am recumpărat și pe el. El este 36 de lei în catalog. Dar consultanții, pentru consultanții există o ofertă care presupune că la achiziționarea a 3 produse din gama aceasta Optimals aveți discount de 50% față de, de prețul inițial, nu de prețul din catalog. Deci 50% față de prețul inițial dacă achiziționați 3 produse, ceea ce înseamnă, am calculat eu puțin, față de prețul din catalog, undeva la cam 20% față de prețul din catalog. Știu că acestea de sunt 40 de lei în catalog, în această ofertă venea undeva 31 de lei, parcă, desigur, plus reducerea de consultant, ceea ce m-a adus mult mai ieftin și am preferat să-mi iau, desigur, 3 produse. Mi-aș fi luat eu și mai multe, dar consider că am destule, dar cel mai mult și cel mai mult am vrut să-mi iau această gamă și mi-am luat și serul acesta pentru că îl cunoșteam, îmi plăcea. Asta deoarece din gama aceasta vă arătam eu în unboxing-ul trecut că îmi luasem deja atunci acest cleanser multifuncțional, de spune că este 3-in-1. Mă uitam la un moment dat pe instrucțiunile pe care le dau ei pentru folosire și ei zic că se aplică pe pielea umedă, se lasă să acționeze timp de 1 minut, se masează și se absorbe. Nu am înțeles care ar fi diferența, cum s-ar folosi ca mască sau cum mai zic ei, dar eu l-am folosit în modul următor. Pentru partea de curățare, ca și cleanser simplu, l-am luat, l-am aplicat pe ten și apoi am venit și l-am spălat. Iar pentru partea de mască, l-am aplicat, l-am lăsat undeva la 3 minute, cred că pe ten, iar apoi am venit cu o dischetă de machiantă, cu o mânușă din aceea de machiantă și l-am îndepărtat. Și vreau să zic că mi-a plăcut super, super tare cum... cum lăsa tenul, motiv ce m-a făcut, desigur, l-am încercat pe el împreună cu aceste produse, iar asta a dus la concluzia de a-mi achiziționa și cremele acestea două, pentru că da, mi-a plăcut super mult și mi-a plăcut cum lăsa tenul și mai ales că acum pe timpul verii nu știu cât de mult machiaj o să mai folosesc, pentru că atunci când este super cald afară nu pot să folosesc foarte mult machiaj, uneori chiar rămân așa simplu, nemachiată, așa că da, am zis că o protecție din aceasta, mai ales pe partea aceasta de urban, de mediu urban, chiar așa avea nevoie. Asta de ce? Pentru că eu folosesc și am început să folosesc atunci când mi-am aplicat primele desfond de ten, din motiv că dacă ies și acum, dacă ies afară cu tenul curat, dat doar cu cremă sau protecție solară, nemachiată mai exact, mă umplu imediat de iritații, de coșuri, de diverse chestii pe ten. E, atunci când folosesc fond de ten, mai ales nu pun foarte mult din motivul ăsta, eu nici nu caut un fond de ten cu foarte mare acoperire, pentru că nu-mi doresc să acopăr absolut nimic, îmi doresc doar să am o barieră și să creez o barieră între tenul meu și toate chestiile poluante din aer, fie că e vorba de praf, de noxe și de alte aspecte de acest gen. Deci, efectiv, pentru mine, fondul de ten este o barieră între tenul meu și mediul poluant din jurul nostru. Așa că, da, produsele acestea din gamele acestea pe parte de urban, am văzut că îmi sunt ok din ce am încercat până acum. Sper la fel să fie și ele super ok, mai mult decât, na, o încercare cu aceste mostre, dar am spus, dacă de la o simplă încercare m-au atras și m-au plăcut super mult, oricum, o să revin în videourile următoare, după ce le folosesc mai mult, cu impresii mai detaliate sau poate chiar într-un empty în momentul când le voi termina. Și tot pe parte de review, mai am un singur produs, tot așa achiziționat, campania trecută și mai exact această mască din gama Royal Velvet este cea Luxurious Firming Mask, cea pentru fermitate, cu acid hialuronic. Am folosit-o, mi-a ajuns o singură utilizare, deoarece are 5 ml. Eu am aplicat-o cu o pensulă din aceea. Am lăsat la un moment dat, așa vă arătasem, de la ofertele, mai știu, ofertele pentru reprezentanții, limita stocului, un set de aplicare a măștii și am folosit acea pensulă micuță. Sinceră să fiu, nu mi s-a părut că a făcut prea mare lucru. Nu pot să spun că m-a impresionat cu ceva. Am aplicat-o pe ten, în fine, când am lăsat-o, vreau să zic că mi-a lăsat tenul ca și cum l-aș fi curățat cu un cleanser. Aceasta, sincer, pentru mine personal a făcut mult mai multe și mi-a simțit tenul mult mai ok după utilizarea ei decât după utilizarea acesteia. Și dacă stau să iau în considerare că aceasta 5 ml este 5 lei, iar aceasta la 125 de ml a fost mai, nu mai știu exact, undeva în jur de 30 de lei, păi da, desigur că ies mult mai bine și am un produs pe care îl pot folosi în mai multe
feluș care îmi place super mult, așa că din păcate această mască eu nu o voi mai recumpăra, pentru că efectiv nu mi s-a părut că a făcut ceva. Nu am văzut absolut nimic și mi-am simțit tenul ca și cum l-aș fi curățat cu un simplu cleanser. Ba chiar pot să spun că acele geluri de curățare a tenului de la Essential, cred că sunt, da, cu albastru, pe vreau să vă spun că acela mi se pare că face mult mai mult decât a făcut această mască pentru tenul meu. Bun, și cam ăsta cred că este unboxing-ul acestei campanii. Sincer să fiu, nici nu știu când am ajuns la campania cu numărul 9 și mă tot uit pe catalog, pentru că tot încurc cu avonul, dacă s-au distanțat acum, nu mai sunt pe același număr, le mai încurc mai mereu. Dar cam acestea au fost produsele pe care eu le-am luat. Abia aștept să folosesc aceste cremuțe mai mult și să văd cum sunt. Și chiar sunt curioasă de acesta dacă funcționează cum îmi doresc eu cu partea de frigider. Bun, eu vă super mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest video, dacă este așa vă invit să dați și un like, dacă nu v-ați abonat încă acestui canal și vă place ce ați găsit pe aici, pe la mine, vă invit să o faceți. Ne putem auzi și în comentarii, dacă aveți, chiar dacă ați încercat parte din aceste produse sau acest cleanser, voi cum îl folosiți, cum vi s-a părut de această mască, dacă ați folosit-o, cum a funcționat pentru voi, chiar aș fi curioasă să văd și aș vrea să deschidem cumva mai multe discuții pe partea aceasta de produse Oriflame, Avon, ce mai vedeți aici pe la mine, pentru că, sincer să fiu, eu uneori caut recenzii și review-uri pentru aceste produse și nu prea le găsesc, deci le găsesc super greu. Nu mă interesează cele care apar de pe site de zic ei ce face produsul și că vai că e minune. Aș vrea să știu efectiv părerea omului, cum s-a înțeles cu el sau nu. Ceea ce a dus, vă spuneam, tot partea aceasta de recenzii pe care eu ca om le puneam pe site-ul Oriflame, asta a dus și la acest lucru, să aduc partea de review-uri în aceste unboxing-uri. Bun, gata cu vorbărea aia, vă super mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!